Ești de față aici, sigur. O întrebare... Vă rog. Întrebare despre Jilava. Hori, aștept o întrebare și de la tine. Da, închisorile, o mare parte dintre ele, lagările de muncă nu mai sunt. Nici o colonie nu mai este în picioare, toate s-au ras. Dar lagăre, închisori, mai sunt câteva. Portul 13 din Jilava, Râmnicu Sărat, care s-a închis. Noi, reporterii care am fost atunci, am filmat pentru ultima oară în Râmnicu Sărat. Cu mari intervenții am reușit să filmăm acolo, după aceea am înțeles că au început să cadă tavanele și s-a închis, s-a sigilat tot acolo. MAI-ul a sigilat și nu s-a mai dat voie să mai intre. M-au sunat, părinte, ați fost singura echipă care a intrat anul ăsta și după dumneavoastră nu o să mai intre nimeni. La fel și minele de plumb de la Nistru și Baia Sprie, am intrat puțin la intrare, sunt proprietăți private și am reușit să tragem câteva cadre. Toate sunt în film. Nu este interesul statului, nici de cum, să renoveze. Sighetul a avut o întorsătură cu totul fericită, fiindcă Romulus Rusan și doamna Ana Blandiana au reușit să transforme în ceea ce avem memorialul Sighet. Dar, în rest, portul 13 e destul de avariat și el, și în Gherla și în Aiud sunt mici celule care se pot vizita. Dar cam atât. Cam atât. Așa că dacă vedeți aici filmări despre, nu știu câte filmări veți mai putea vedea cu unele dintre închisori de aici încolo. Întrebări? Da. Vă întrebare mai mult despre autorii de lucrare în sine. Dacă în tot procesul ăsta care imaginez că a fost destul de greu și uneori dureros, a existat un moment în care ați pur și simplu ați spus e prea mult sau un moment de încercare, de renunțare. Da. Mănuiesc că a existat un moment a de genul ăsta? Foarte mult de moment. A fost. Știți de ce? Pentru că, uitați, acest volum a trebuit făcut în paralel cu o teză de doctorat, care, iată, am terminat-o și pe ea și trebuie să o susțin, acuși, cu un job, nu? Cu un loc de muncă în care 8 ore mare parte dintre ele trebuia să fii prezent și să faci tot ceea ce ține de servici, cu atribuțiile de familie, mai puțin implicat aici. Însă lucrurile acestea sunt destul de obositoare toate când le aduni. De multe ori am vrut să renunț. A fost un an în care am luat interviurile și un an jumate de tehnoredactare. Vă dați seama că în aproape 3 ani am avut momente de nu mai gata, nu mi-am ajuns cât am citit, nu mai. Vă spun și vă spun foarte sincer, cu mâna pe inimă, în momentul în care luam interviuri, plângeam și eu, plângeau operatorii, plângeau în primul rând cei care își mărturiseau trăirile lor. Și nu este un lucru ușor. Nu este deloc. Mai ales efectiv intoxificarea din punct de vedere intelectuală, dar și așa sufletească cu tot ceea ce descoperim în arhive. Iară este un lucru destul de greu. Nu e ușor digerabil. Nu e deloc. Te tulbură și îți dă o stare, dar nu neapărat că te poate tulbura, dar e o stare pur și simplu din punct de vedere psihologic și sufletesc, nu mai vrei. S-a ajuns, gata. Dar cred că experiența alături de ei, acești foști deținuți politici, mărturisitori, m-au determinat să continui și să nu mă opresc. Și să nu mă opresc nici cu teza. Sper să o susțin. Sper. Știți de ce? Uitați, vă spun doar un singur caz. Au fost cu fiecare în parte. Am avut o experiență personală frumoasă, mai ales după ce a apărut DVD-ul. Trăiau toți atunci. Acum 8 dintre ei nu mai sunt în viață. Dar atunci trăiau toți, 30, 40, 50 cât am făcut. Dar din aceștia, din 30, 8 deja nu mai sunt. Și în 10 ani nu o să mai fie niciunul din cei aproape mie. În 10, 15 ani nu o să mai fie nimeni care să spună știți ce am pățit eu la Jilava? Știți ce am pățit eu la Râmnicu Sărat cu nu știu care gardian? Știți ce s-a întâmplat, nu știu, de Paști sau de Crăciunul din anul cu tare? Și încep minunile, încep mărturisirile. Și când m-am dus și am dus, pe exemplu, DVD-ul doamnei Aspazia, m-am îmbrățișat ea așa și a fost surprinsă că i-am sărutat mâna, după ce, desigur, cu ochii în lacrimi,
eu mă dusesem cu fratele meu și cu ochii în lacrimi ne-am îmbrățișat noi așa și a fost surprinsă de gestul meu și a zis, părinte, vă spun, nici DVD-ul nu era apărut atunci, abia a apărut DVD-ul, dar l-am scos într-o formă de 300 de exemplare, nu știam cum să scot câteva mii. Se vor cere și se vor da și la în alte eparhii și așa mai departe. Și mi-a zis, părinte, vă spun că nu vă veți opri aici și ajutorul dumneavoastră va fi în rugăciunile tuturor celor care au suferit pentru credința în Hristos. Și de aici, din viață, mă rog, pentru dumneavoastră, dar și dincolo am să vă ajut cu mult mai mult decât vă pot ajuta acum. Și iată, a ieșit volumul, sper să iasă și teza, sper să mai fie și alte interviuri, sper să mai fac alte interviuri. Deocamdată le-am făcut acestea în 2017 și altele de atunci n-am mai făcut. Însă am cercetat fenomenul și am încercat să scot în evidență, pe de o parte, puternica lor trăire și rezistență în prigoana creștină, atunci când erau prigoniți din punct de vedere religios, iar pe de altă parte, puterea lor de a ierta după și de a mărturisi toate acele lucruri. Pentru mine sunt cu nimic mai pe jos decât sfinții pe care noi avem acum în icoană, ne uităm la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, la Sfântul Mucenic Nestor, la Longhi, la toți cei pictați aici. Și la fel sunt și ei. Acum, într-adevăr, biserica încă nu i-a canonizat. Dar cu siguranță, nu știu dacă voi mai trăi eu ziua aceea sau nu, dar vor fi mărturisitori ai Ortodoxiei din lagăre și din închisorile comuniste care au pătimit aici în România. Și persecutați au fost și adventiștii, și baptiștii, și catolicii, și greco-catolicii, și ortodoxi, adică nici de oricine care se ruga sau care avea o formă de evlavie sau care, pe motiv religios, foarte mulți au fost persecutați. Noi n-am fost singuri, în niciun caz. Trilogia a lui Thierry Vulton, Călăii, Victimele și Complicii, peste 3300 de pagini, după ce am parcurs două volume din cele trei, al treilea nefiind încă tradus în românește și își propune Thierry Vulton, adică așa ne-a promis nouă, că anul viitor Humanitas va scoate și volumul 3, dar această trilogie demonstrează că în cele 27 de țări acest program de guvernare a avut milioane de victime, foarte multe dintre ele persecutate din punct de vedere religios, fiindcă ideologia era ateie. Și el aduce foarte multe argumente din fiecare țară, spune cum Khmerii Roșii au preluat reeducarea auzind de fenomenul Pitești, foarte multe lucruri interesante, spune cum fiecare țară, mai ales cele slave, vor să scoată în evidență că ei au pătimit cel mai mult. Noi românii spunem, la noi a fost cel mai cumplit. Rușii spun, la noi a fost cel mai... Albanezii spun, la noi a fost dezastru, au fost omorâți toți preoții, nu știu ce. Dar să știți că peste tot a fost foarte grav. Peste tot au fost chinuri inimaginabile, peste tot au fost pedepse legislative ieșite din comun. Păi, doamna Aspazia, în dosar, scrie, ea a fost legionară și scrie că a fost dușman al poporului și este închisă 10 ani pentru crimă de uneltire. Păi, care era crima? Adică, acum noi suntem, da, deschiși cumva spre Europa, suntem deci spre emancipare, pe libertate, spre... Care era crima? Că am uneltit. Unde e crima aici? Adică dacă mai înseamnă asta crimă, dacă o luăm din punct de vedere al termenilor de astăzi, legislativ, deci nedreptățile erau de la bun început, din prima secundă, cum erai puțin împotriva programului de guvernare, deja începeau nedreptățile asupra persoanei tale. Și lucrurile acestea s-au întâmplat cu o ferocitate de nedescris din partea miliției, securității și gardienilor și repercusiunile, iată, se văd. Thierry Vulton, vorbind de multe ori despre cazurile din România,
despre Educarea de la Pitești, despre Neagra din Jilava, despre celula de pedeapsă din Aiud și așa mai departe. Despre faptul cum au uitat oamenii să vorbească, fiindcă în Râmnicu Sărat mergeau gardiene cu clăpari și timp de luni întregi, doar dacă se scăpa din greșeală o gamelă sau doar dacă s-auzea un sunet de tușit, luai nu știu câte la bătăi verzi, nu știu cu ce dădeau ei la fund, dacă nu tușeai pe înfundate sau dacă strănutai. Vorbeau la un moment dat printr-un fel de tușit ei între ei, pentru că alfabetul morse în Râmnicu Sărat era cu totul interzis. Dacă în celelalte penitenciare se mai folosea alfabetul morse și lucrurile acestea, adică alfabetul pe jumătate scriau cuvântul și băteau ca la înțeles, adică atât de ușor, de repede îl pricepeau, aici în Râmnicu Sărat nu s-a vorbit. Și Corneliu Coposu și mulți au ieșit de acolo și au spus, am uitat să vorbesc, am uitat mii de cuvinte, am uitat pur și simplu, nu mai mă uitam la cuvânt, știam că se spune tablou, dar nu puteam să-i spun tablou că am uitat cuvântul. Deci toate lucrurile acestea s-au întâmplat și, na, plus că vorbeam mai înainte cu un domn care a vrut să cumpere primul volumul, nepot al unui mărturisitor, fost deținut politic, Thierry Bolton vorbește de un negaționism de stânga și de dreapta, adică cei cu care au trăit-o bine pe vremea nazismului și cei care au trăit-o bine pe vremea comunismului. Și el scrie de ce trebuie combătut acest negaționism de stânga. Au fost oameni care au trăit bine, nefiind membri de partid sau infiltrați în securitate sau pur și simplu au dus-o bine din punct de vedere financiar și cumva social. Dar trebuie să vorbim, să scoatem la lumină toate aceste lucruri, fiindcă s-ar putea să se repete sub o formă sau alta. Poate că nu se va numi comunism, dar tot un sistem totalitarist poate să se întoarcă și atunci, dintr-o prudență concretă a realității istorice, trebuie să combatem acest negaționism și să le spunem tuturor celor care afirmă a fost bine pe vremea comunismului, că nu a fost bine deloc, biserica a fost martirizată, credincioșii persecutați și torturați. Da, sper că a fost mulțumitor spus. Da, e greu, nu e un subiect ușor. Vreau să remarc. Eu aveam 37 de ani în 89 și am prins ceva din perioada comunistă, da. După părerea mea, e un pic greșit dacă noi, cei care nu am trăit atunci, să înțelegem cu câtă putere de imaginație am avea, e greu să înțelegem ce s-a petrecut atunci. Consider, și nu vreau să acuz pe nimeni, dar consider că nu se dorește nici în România și nici în alte țări, chiar dacă unele țări au condamnat oficial, da. Perioada comunistă, da, dar nu se dorește. Eu am, mă rog, o părere personală și prefer să mă țin pentru mine, pentru că e o părere personală. N-am argumente ca să spun că e așa sau că este altfel. Dar, cu siguranță, această perioadă a comunismului trebuie cunoscută și lucrarea pe care și demersul pe care l-ați făcut dumneavoastră, după părerea mea, este de lăudat, pentru că nu se înghesuie foarte multă lume să facă astfel de cercetări. Și merg mai departe și spun că, înțelegând, sigur, perioada comunistă și modul cum au acționat ei, exact cum a spus dumneavoastră, în România diferă de modul cum s-a acționat în Rusia sau în Albania sau mai știu în China sau în Coreea sau așa mai departe, dar cunoscând
cât mai bine ceea ce s-a petrecut la noi, putem să ne închipuim, păstrând sigur proporțiile, putem să ne închipuim ce se petrece, din păcate, în clipa de față în Coreea de Nord, în Iran și în alte țări unde... Sunt sisteme totalitariste. Exact, da. Da. Pentru că mă uitam mai de ună zi la televizor și vedeam cum în Iran se caută și se scot oameni în stradă și să înfiereze, eu știu, pe americani. Nu știu dacă americanii sunt sau nu sunt vinovați, aia o discută alții mai pricepuți ca mine. Dar trebuie știut un lucru minor, un lucru minor, că și noi în România, mi-aduc aminte în anii 88-89 până decembrie, ne scoteau pe Stadionul Național mii de bucureșteni ca să ne manifestăm, eu știu, propriu față de nu știu ce politică occidentală. Nu eram departe, nu eram departe. Iar de ce spun că este greu ca noi acum să înțelegem cu cultura și cu, mă rog, cu ceea ce știm fiecare, să înțelegem ce s-a petrecut atunci, pentru că în perioada comunistă au fost foarte mulți, foarte mulți oameni oportuniști care nu aveau niciun pic de educație, cum se zice în popor, nu aveau niciun Dumnezeu și care pentru, eu știu, un locșor mai bun, să câștige un salariu mai bun, erau în stare să calce în picioare la propriu pe ceilalți. Da, confirm ceea ce spuneți dumneavoastră și vreau cumva ideea și o completez. În dosarele din Arhiva CNSAS, până la Marea Eliberare din 64, când foarte mulți, prin 50-55, spuneau să trăiască partizanii până vin americanii, americanii n-au mai venit și a fost marele val de eliberări. Ei, până atunci, gardienii și securitatea, în rapoartele lor, foarte multe sunt agramate, scrise aproape indescifrabil și foarte prost din punct de vedere al stilului literal. Și cu părintele Mihai are și dânsul o carte legată de stilul literal. Ei pur și simplu scriau cum gândeau ei, dar te mirai cât de agramate erau aceste cerințe de a-i transfera de la un penitenciar sau de a le da anumite pedepse, că i-au găsit barul gându-se, ba nu știu ce, făcând. Ei, după 64, da, nu mai erau toți trogloditii care au fost cei mai slabi din cala să pus șefi, ci cred că au fost racolați de securitate șefii de promoții. Rapoartele sunt extraordinar de bine scrise, foarte puține greșeli gramaticale, acelea făcute probabil că au scris în grabă pe cei care îi torturau sau făceau rapoartele să plece de la un penitenciar la altul și făceau în grabă, dar erau foarte bine școliți, foarte bine documentați, știu exact ce să scrie, ce pedepse să aplice, cum, cât de mult rezistă deținutul și ce să facă ca să scoată cât mai multe de la el. Și, desigur, au fost, care au murit, dar mai puțin față de prima perioadă. Comunismul până în 64 a fost crunt, până în 60 a fost dezastru. Ei, între 64 și 89 a fost mai domol, dar în Jilava, spre exemplu, că vorbeam cu domnul comisar, că mă întâlnesc săptămânal, dânsul vrând să facă mai multe proiecte cu Patriarhia, el mi-a zis, părinte, în decembrie 89 au fost închiși aici 16 persoane în noaptea de 20 pe 21 sau chestii de genul ăsta. Dar zice, până în 89 am avut mereu
200-300 de oameni închiși aici. Din 64 după eliberări până în 89, mereu au fost în Fortul 13 puzderii de furnicar. Adică n-a fost cum a fost în 50-51 să fie câte 60 în celulă. Da, paturile 2-3 dacă erau goale, adică tot timpul erau deținuți politici, care pur și simplu spuneau o frază împotriva comunismului și au fost închiși. Adică confirm ceea ce spuneați, teroarea a fost până în 89. Și vreau să mai spun scuze, vreau să monopolizez discuția. Sunt mulți care, din ceea ce cunosc eu, mulți care au suferit, dar care după eliberare au refuzat să mai vorbească, atât de disperați erau și nu, pur și simplu, nu refuzau la modul direct, nu, sau nu așa să oculească subiectul la un mod elegant. Nu, direct, nu discut despre chestia asta. Eu am vrut să fac interviuri cu gardieni și n-am reușit. Din păcate n-am fost suficient de convingător, am luat legătura cu câteva persoane, dar mi-au spus personal niște lucruri, dar nu am vrut să le acord în interviu. După 64, cu siguranță cunoașteți că cei care erau mai puțin numeric, sigur, dar totuși au fost deținuți politici care erau declarați nebuni și erau o parte dintre ei, nu cunosc eu așa la nivel de țară, dar o bună parte din ei erau închiși la spitalul de nebuni de la Poiana Mare, de exemplu. Da, da, da. Și deci era o altă formă de... Cei cunoscuți deosebit de periculos se mai aplicau și de tot chestia dintre asta. Da. Scriau gardienii că urlă și deranjează pe ceilalți nopți în șir sau nu știu tot felul de aberații, semnau câțiva colegi de celulă pentru un blid de mâncare în plus sau pentru a nu-i tortura și pe ei, cedau, efectiv, au fost unii care n-au cedat absolut deloc, cum a fost doamna Spas. Ea a zis, părinte, nu vă duceți la dosare, că sunt multe scrise, multe minciuni acolo. N-aveți ce căuta, dacă cercetați despre mine, nu vă duceți la dosare. Primul lucru care am făcut, asta am făcut, m-am dus la dosare, să văd dosarul informativ care are are 425 de file și dosarul penal, care și el are câteva sute de file, aproape 1000 de file numai la doamna Aspazia, în teza de, am cercetat în lucrarea de doctorat. Și am, spre bucurie, marea mea bucurie și satisfacție, am descoperit niște lucruri extraordinare. Cum colegii de celulă spuneau de ea că se roagă. Sursa informează că se roagă și nu știu ce a fost găsită. Nu știu. Și apoi se recomandă comandantul de penitenciar, recomandă sursei să verifice care este motivul pentru care se roagă, ce fel de rugăciune face și dacă este o persoană, cum scria, dacă este un element religios hapotnic, un element religios periculos hapotnic. Și astfel de lucruri erau frecvent. Pentru un mic sacrificiu primești un pachetel de acasă, mulți dintre ei cedau și scriau diferite lucruri despre colegii de celulă și mulți erau duși în astfel de zile de psihiatrie. Da. Eu mi-a plăcut foarte mult când am ascultat prima oară melodia Le Partizano, Le Partizani, de italienescă. Și mă gândeam la partizanii mei pe care i-am cercetat. Săracii au murit efectiv cu aceste idei că România va fi liberă, vom învinge comunismul, lucru care nu s-a întâmplat. Iată, 45 de ani de chin. Și Thierry Volton, în lucrarea sa, spune că mai trebuie să mai treacă cel puțin 10 ani ca România, care este asemenea unei case cu ferestrele închise, să-și deschidă ferestrele către Europa, să intre aerul curat, aerul care era în perioada interbelică și să ne deschidem pe deplin. Noi am fi fost, din punct de vedere economic, mulți laudă economia comunistă, care a fost un mare eșec din punct de vedere al oricăror reguli de progres,
laudă economia din acea perioadă, însă uitați consecințele. După comuniști au venit alți pseudo-comuniști sau mai puțin comuniști, atât comuniști au fost și libertatea acum a fost înțeleasă și ce s-a întâmplat. Iar Elveția, care toată lumea știe de bogățiile Elveției, acum aproape că ia locul Dubaiul, dar Elveția în perioada interbelică era destul de cunoscută și mult după aceea prin băncile ei și prin tot ceea ce a făcut în Europa. Ei, România avea resurse de zeci de ori mai mari decât Elveția. Putea să fie lejer o Elveția Europei, putea să fie briliantul Europei din depărtare, din punct de vedere economic. Dar noi am cărat aceste prăzele de război, apoi ne ducem tot la fel, am pierdut războiul, trebuie să ducem atâtea tone de aur, atâtea tone de sare, atâtea tone de minereu, și lucrurile acestea cărate la tot felul. Romanii n-au venit degeaba în Dacia. Aurul atunci când au intrat romanii era egal cu sarea. Și de atunci tot felul de barbari, nu pot să-i numesc altfel, au cotropit această țară și și-au hrănit popoarele din seva acestei țări. Și la fel s-a întâmplat și în perioada comunistă, când deodată orașele s-au transformat și sectoarele s-au transformat în raioane, când avem orașul Dej, după numele lui Gheorghe Gheorghiu Dej, avem, da, Stalingrad, avea modelul, dar era raionul Stalin, raionul Lenin. Da, deci lucrurile acestea sunt șocante pentru cei care nu știu nimic despre acea perioadă. Dar, da, s-au întâmplat și sperăm să nu se mai repete. Biserici demolate. Aș vrea să le întreb pe domnul care a luat, exact, dumneavoastră, care a luat prima carte, nepotul acelui, al cărui mărturisor n-am aflat încă. Eu vreau să spun altceva. Da, e bunicul meu a fost. Bunicul. Și cine a fost? Nu. Eu am venit ca toată lumea să aflăm cât mai multe și mă interesează cartea, că sunt dovezi scrise. Vreau să spun altceva. Am trăit câțiva ani pe pământul ăsta, că mi-a dat Dumnezeu, și am prins perioada de început a colectivizării. Eram copil, sunt născut în 54 și în 60. Mi-au rămas în imagine toate încercările alea și toate trăirile alea pe care au simțit oamenii atunci. Dar vreau să vă spun altceva. Toată lumea știe, colectivizarea a fost făcută forțat, a fost obligați să intre în colectivă prin diverse metode și în același timp li s-a luat tot ce au avut pe lângă casă și a dus la colectiv, adică animalele. Li s-au luat cai, atunci forța de muncă, calul era. Și rămas cu imaginile alea, după ce s-au strâns toate animalele, toți caii din... Eu sunt de undeva din nordul țării, aproape de Prut. Și mi-a rămas în imagine hergheliile de cai, deci după ce i-a strâns în colectivă, pe șoseaua principală din localitatea aia, vedeam cum trec hergheliile de cai, încărca în vagoane și ducea la... îi sacrifica. Și cu animalele au fost răi. De ce au murit atâția cai? Că așa mi-a rămas mie atunci, spuneam că vom lucra agricultura cu tractoare și nu mai avem nevoie de cai. Și au sacrificat probabil mii de cai. Știți că oamenii în perioada aia cu animale lucrau și se legau de sufletește de animalele lor.
Și am văzut oameni care plângeau când își vedeau animalele trec, îi duceau la sacrificat. Le omorau cu animalele ce au avut. Da. După ce îi băga chipul în colectiv, îi se iau sacrificat. Da. Și era vorba de nu, versiunea oficială e că ar fi mâncat hrana vacilor și cel care a dat ordine a fost Mogheroș în 57. Asta era versiunea, da? O prostie. Eu în 60 am văzut asta. Da. Colectivizarea avea multă peste tot și atunci se confisca, s-a confiscat tot. Eu țin minte cum bunica mea era stresată după 90, țin minte că aveam 7 ani, și tata tăia în spatele casei un vițel, că au sacrificat un vițel. Și bunica era încă stresată să nu-i descopere cineva, să nu afle cineva. Și atunci mi-am dat eu seama că înainte, că n-aveai voie, că nu știu ce, și tata era foarte relaxat cu bunicul, că gata, am ieșit din comunism, nu mai sta stresată. Și l-am întrebat, dar de ce e bunica atât de plânge prin grădină? Zice, păi nu, că înainte ne ascundeam. Înainte țineam viței în vie, înainte, în spatele casei, îi țineam între gluși de coceni și îi creșteam până aveau atâtea kilograme cât să putem să-i sacrificăm și să ne hrănim, că zice, foamea era a fost dezastru. Iar bunicul, care a trecut prin foamea din al doilea război mondial, bunicul și acum are această, tot timpul trebuie să aibă deoparte, tot timpul trebuie să... Mai ce ai faci? Mai o tonă de făină în... Dar acum arăm grâul, treierăm grâul și ducem la moară și nu lasă mai fie acolo, până nu-l văd eu pe ăla, nu dau făina la ce am râs sau să o donez. Las-o. Deci are această... Și apropo de calvă, mai spun și eu un lucru, că v-am văzut așa cumva cu ochii în lacrimi. Străbunicul meu, din partea tatălui, a fost în ambele războaie mondiale. Eu l-am cunoscut, mi-a povestit și mie, eu îl întrebam dacă i-a împușcat pe cineva, ceea ce îmi ducea pe mine în clasa întâi mintea, dar dânsul mi-a povestit cum, și după aia mi-a repovestit de zeci de ori bunicul, cum a avut un cal, s-a dus cu calul la război. A zis, regele, să mergem, pentru rege, pentru țară, mergem. A trimis boierul din sat, a trimis în primul război mondial băiatul său care a murit la Mărășești. Bunicul supraviețuind după primul război, străbunicul supraviețuind după primul război mondial, s-a dus și în al doilea război mondial. Și a venit de acolo, desigur, calul l-a pierdut. Nu mai știa de el. Și după 3 luni de zile, zice, bunicul meu, zice, atunci l-am văzut, zice, nici la mormântarea mamei mele n-a plâns atât, nici când ne-au murit frații. Bunicul având, fiind 11 copii, trăind 9. Și zice, și mama era bolnavă de tifos, era aproape pe moarte și a revenit, a scăpat, dar bunicul nu era atât de transfigurat și de debusolat și de transformat, cum a fost în ziua când a intrat pe poarta, efectiv a intrat pe poarta curților, când stăteau ei lângă pădure acolo, și acum mai este casa putrinească a lor, stă sora cea mai mică a bunicului meu, a intrat calul, foarte slab, era numai piele și os, și scrijulat de obuze, de gloanțe, dar niciunul nu i-a perforat vreun organ vital. A reușit să supraviețuiască. Și probabil, el fiind în zona Mărăș, Mărășești, Oituz, ei de acolo, de la Mărășești, peste dealuri, a luat-o calul pe jos. A băut apă, a mai mâncat iarbă și a intrat în curte. Bunicul zice, tata, zice, dragul tată, s-a așezat în genunchi lângă cal și plângea în pohote că și-a văzut calul. Și noi am întrebat, tata, dar de ce ai, ce-ai pățit? Zice, nu vă puteți da seama. Că dacă nu era calul ăsta, eu nu puteam să trăiesc. Cât de mult m-a motivat din punct de vedere emoțional, psihic, cât de mult l-a fi motivat calul, iapa respectivă, era o iapă, încât a reușit să supraviețuiască în război, el fiind împușcat de mai multe ori. Niciodată mortal, dar
Țin minte că avea o tijă aici în picior, mai avea la celălalt picior, nu știu ce, ei, toate lucrurile astea. Și apoi bunicul își amintește când a venit colectivizarea, calul și-a mai revenit și bunicul s-a hotărât să nu-l mai folosească în grădină. Pur și simplu îl ducea la apă, leșea, dar nu l-a mai folosit ca animal de muncă. Și zice, când a venit colectivizarea, s-a așezat bunicul în poartă și a zis, mă împușcați, faceți ce vreți, dar calul nu mi-l luați. Și le-a explicat organelor de securitate, care erau total insensibile. Dar fiind deținut politic și el, la rândul lui, că ajunsese printr-un lagăr undeva spre Rusia, întors de acolo, având o situație dintre asta destul de... Și a spus, eu fac un gest și iau ori iau pușca și vă împușc, ori bunicul având pușcă, fiind vânător și... haideți să eliminăm toate aceste de lucruri și înțelegeți că dacă luați calul, muriți și voi, dar mor și eu. Mor eu, moare calul poate, dar muriți și voi. Adică o să se întâmple o răscoală foarte mult din sat, ascultând de bunicul, el fiind, ajutând foarte multă lume de acolo din sat. Și uite așa străbunicul meu, a fost foarte atașat de acel cal. Și nu i l-au luat comuniștii la... nu i l-au luat la colectiv, însă i-au luat tot ce era. Calul nu i l-au luat, dar i-au luat dublu, că veneau pentru cote lunar, veneau trimestrial, au intrat în lada dezestrea unei surore, Ileana, a bunicului meu și i-au luat tot, au făcut cu mari sacrificii, au făcut o rochie albă ca să o căsătorească, și i-au luat și aceea. Și a vrut să se sinucidă, să o moare săraca și i-au, până la urmă au convins-o, lasă că-ți facem alta, nu știu ce. Tot i-au luat. Deci au luat lada cu totul, efectiv, și-au pus-o în căruță și-au plecat cu ea. Deci au avut ei grijă să compenseze faptul că nu au luat calul care și așa era spilodit, dar măcar l-au lăsat și, zice bunicul, atât era atașat de iapa asta încât după ce a murit iapa, era frică să nu moară și el, dar el a trăit 98 de ani și da, a văzut și cumva ieșirea, el a murit în 94, a trăit 4 ani de, așa zisa, libertate după comunism. Da. Alte întrebări, dacă nu mai aveți întrebări, este destul de târziu. Cei care doriți să luați cartea, volumul costă 100 de lei, noi l-am luat de la editură prin Trinitas TV. Și eu personal nu câștig absolut niciun leuț. Pur și simplu banii se întorc în Trinitas TV, care televiziunea îi strânge într-un cont separat și banii aceștia vor fi cheltuiți pentru reeditarea celei de-a doua ediții, dacă se vinde asta. Dacă nu, rămân și se folosesc în bugetul televiziunii, care și așa e destul de restrâns. Cam atât. Vă mulțumesc că ați venit și sper să aveți folos duhovnicesc toți cei care citiți literatură memorialistică, nu neapărat acest folos. Seara frumoasă!